Am senzația că e purle mizantrop, e cam hipster. Are mulți prieteni pe Facebook, are papion, vorbește bine engleză. Da, mâine pe mine își lasă și barbă. Și pun ochelari. Mă duce vegan și... Da, ochelari. Ochelarii lipsesc, într-adevăr. Și e și un pic apolitic, adică e apolitic. Nu e deloc, e foarte implicat chiar. Dar e foarte implicat, e un hipster pe dos, din punctul ăsta de vedere. El nu crede că ei cu treaba lor, noi cu treaba noastră. Iese singur în piață, zice, unit salvăm. Unit salvează. Face și el ce poate. Ca noi toți de altfel. Și de ce poartă papion? Păi putea să poarte bască. Sau? Nu ne-am gândit să-l întrebăm. Bască e mai pentru stânga. Are și bască. Are și bască, dar o folosește mai rar. A fost la un moment dat un accident de teleportare și a ajuns undeva în Rusia și s-a trezit cu bască. Sau în China, Cred că în China, era, Era. Am înțeles. E mai degrabă român sau european? Sau e european, jet by jet. Cosmopolit. E cetățean universal. Și... Acest Diogene. Ce lipsește mutuiu. Ce părere are de ceilalți mizantropi? Iubește să-i urască. De ce ar trebui cumpărată cartea pe care o lansați peste câteva ore? Asta e o întrebare bună. Ca să nu uităm să mai zâmbim un pic, chiar și atunci când vorbim despre lucruri serioase. Despre șiiți care sar în aer vinerea, despre protestatari în piața Tahrir care își iau bastoane în cap și alte lucruri grave, serioase, care se întâmplă, dar putem zâmbi încă. Poate mulți privitori nu știu foarte bine procesul prin care trece pieptul până să ajungă la forma finală, fiecare carton, fiecare... Cum se întâmplă lucrurile? Greu. E foarte mult de muncă. Se întâmplă ceva, apare o știre, încercăm să aflăm care e background-ul, de ce s-a întâmplat, ce urmează să se întâmple. Documentare. Analiză, idee de desen. Și până la urmă ajungem la final. Câteodată mai greu, câteodată mai ușor. Câteodată e foarte scurt timpul ăla în care știi exact ce vrei să spui. În formă și cuvânt și tot. Alteori durează. Și vă reprezentați așa, aveți în față un cititor ideal, care ar fi el? Cititorul ideal e... suntem noi toți, cei care suntem pe Facebook, pe internet. Cred că nu vă gândiți asta, că la asta o să râdă cu tare când o să o vadă. Nu, așa făceam la început. Câteodată a funcționat exact așa. La început încercam să ne gândim la un prieten al meu. Cineva, hai să facem o glumă pentru el. Da, timp să mărit numărul și trebuie ce mai greu. Am făcut glume pentru noi. Și dă-mi un exemplu din ce ți amintești din astea cu dedicații. Nu mai știu. Nu, era acum câțiva ani. Fără doi. Am înțeles. Ce părere are despre naționalism? O părere proastă? Naționalismul e un pic depășit, e o rămășiță istorică pe care o ducem cu noi din epoca... Așa e zice, dar de tot în jur. Europa națiunilor. Am ajuns totuși la Uniunea Europeană, hai să nu ne mai uităm la secolul XIX. Deci pentru voi e foarte importantă Uniunea Europeană și valorile Uniunii Europene și... Pentru voi nu este? Ba da. Ne scuzați că da, vă întrebam, dar pentru foarte multă lume lucrurile nu par atât de importante. Da, din păcate în ultima perioadă pentru din ce în ce mai multă lume. Să știi că a fost ieri o știre în care
foarte pozitivă. Încrederea în instituțiile europene a crescut foarte mult în ultimul an. În România? În România. E, înseamnă că ușor, ușor ajunge toată lumea la părerea noastră. Că bine, asta după ce ne uităm cine l-a făcut, pe ce eșantion și tot rest. Da, cercetătorul și întrebările mele. Aici de față. Dar e un sondaj Gallup. Gallup. Oh, da, atunci să vorbim despre încredere? Ce trebuie. Da, ok, atunci o veste bună pentru că au ajuns din ce în ce mai mulți la concluzia noastră. Și anume, dacă nu reușim singuri, măcar să ne ajute Uniunea Europeană. Am înțeles. De ce îi place iepurilor pe Facebook? Și cine sunt cei buni și cei răi pe Facebook? Asta cu cei buni și cei răi e un pic neclar. Da, nici eu nu știu care sunt cei buni și cei răi. Sunt unii care pe Facebook care sunt, eu știu, hateri, sunt... A, hateri, prietenii, hateri. N-avem timp. N-avem timp pentru hate speech. Absolut deloc. Motiv pentru care, ne pare rău, nu intră în asemenea discuții. Dacă e ceva... ignorăm reciproc, zic eu. Dacă e ceva argumentat, da, sigur, stăm de vorbă. Și Facebook, pentru că e... actualmente cel mai activ mediu online. Cel mai vioi, cel mai rapid, mă rog, Facebook, dacă Twitter. Dacă nu era Facebook, o se năștea iepurele. Da, s-a și născut în afara Facebook-ului. El a emigrat pe Facebook, s-a născut pe un blog. Era un personaj format din cuvinte doar. Și odată cu Facebook-ul a căpătat și o față și a rămas cu ea.